Sufocată de datorii, părăsită de majoritatea jucătorilor și fără dreptul de a face transferuri, Știința Bacău va dispărea din Liga Națională. Finanțatorii fostei vicecampioane și-au direcționat fondurile către un nou club, Clubul Sportiv Știința Municipal Bacău. Echipa va fi manageriată de Gabriela Armanu și antrenată de Bogdan Voica. Chiar dacă va evolua în eșalonul secund, gruparea băcăuană se va baza, conform presei locale, pe un buget de 20-22 de miliarde de lei vechi, aproape triplu față de CSU Suceava. Ne-am fi dorit să avem echipă în Liga Națională, dar nu s-a putut. Așa că ne rămâne să ne batem pentru promovare, iar la anul să readucem Bacăul pe prima scenă a handbalului masculin, a anunțat Gabriela Armanu. Un șoc și mai mare pentru handbalul românesc îl reprezintă iminenta dispariție din Liga Națională a celor de la HCM Constanța. Campionă națională în 9 rânduri, gruparea de la Malul Mării are datorii de aproape 500.000 de euro. În aceste condiții, portarul Rudi Stănescu intenționează să înființeze un nou club pe care să-l înscrie în Divizia. Alături de mine sunt Buricea și Toma, dar și mulți oameni de bine din Constanța. Vom merge în Divizia A pentru că nu putem prelua nici locul HCM-ului în Liga Națională, nici palmaresul clubului. Sunt datorii mari către jucători și un club nou înființat nu poate pleca la drum cu o asemenea povară, a declarat Stănescu pentru ziarul Telegraf din Constanța.